Examenul de bacalaureat 2015, proba D, evaluarea competențelor digitale. Ziua a treia, subiectul 4 roman, punctul 2. Deschideți fișierul comp underline P. Pe desktop avem folderul examen, iar în acest folder avem fișierul realizat în PowerPoint. Comp underline P cu extensia PPTX, adică este făcut într-o versiune a Office-ului realizată după 2007, adică 2007, 2010 sau 2013. Dar pentru a-l deschide, dau dublu click pe el. Prima cerință, cerința AMIC, scrieți pe foaia de examen stilul fontului utilizat în caseta text aflată în partea de mijloc a primului diapozitiv sau slide. Suntem pe primul diapozitiv, dau click pe caseta de text din mijloc. Și observăm că stilul fontului este bold sau aldin. Deci pe foaia de examen va fi scris bold sau aldin. Cerința B mic. Formatați paragrafele din caseta de text aflată partea de sus a primului diapozitiv, astfel încât să fie aliniate la dreapta casetei. Paragrafele din caseta de text aflată în partea de sus a primului diapozitiv sunt examenul de bacalaureat național 2015 și al doilea paragraf, proba de evaluare a competențelor digitale. Document de lucru. Pentru a le alinia în partea dreaptă a casetei de text, le selectăm cu mouse-ul și apăsăm pe butonul Align Text Right. Cerința C mic, aplicați numai pe fundalul primului diapozitiv un efect de umplere de tip gradient. Dau click dreapta o zonă liberă a slide-ului și aleg opțiunea Format Background. Și din caseta Format Background bifez opțiunea Gradient Fill. Pot fi schimbate culorile de la Preset Colors. De asemenea, stilul liniilor, direcția lor și așa mai departe. Dar acestea sunt lucruri opționale. După care, apăs butonul Close. În niciun caz nu trebuie apăsat butonul Apply to All, deoarece acest stil de fundal va fi aplicat tuturor slide-urilor. Iar în problemă se specifică că numai fundalul primului diapozitiv să aibă un efect de umplere de tip gradient. Deci apăs Close. Cerința D. Realizați o copie a imaginii din cel de-al doilea diapozitiv, truncheați copia la jumătatea sa superioară și plasați imaginea obținută în stânga celei originale, în spatele casetei text. Deschid din nou prezentarea PowerPoint, dau click pe al doilea slide. Click pe imaginea din slide.
apoi clic dreapta, copy. Pentru a o copia în memoria clipboard și clic dreapta într-o zonă goală a slide-ului, paste. Cu drag and drop, adică ținând apăsat butonul stâng al mouse-ului și deplasând imaginea spre stânga, poziționez imaginea pe deasupra textului, în stânga imaginii originale. Pentru a decupa doar partea de sus, deci pentru a obține jumătatea superioară a acestei poze, dau click pe poză și din meniul Picture Tools, Format, aleg opțiunea Crop. Apăs butonul Crop în partea sa superioară. În jurul imaginii au apărut niște mânere negre. Sunt 8 mânere negre. Cu ajutorul mouse-ului am să decupez imaginea, trăgând de mânerul din partea de jos a imaginii. Am trunchiat copia la jumătatea sa superioară. Dau click în exteriorul pozei. Acum trebuie să plasez această imagine. Este deja în stânga celei originale, dar trebuie dusă în spatele casetei de text. Dau click dreapta pe ea și aleg Send to Back. Astfel, imaginea a fost dusă în spatele casetei text. Ultima cerință, ștergeți al treilea diapozitiv al prezentării. Al treilea diapozitiv este în zona din stânga a slide-urilor, unde se află miniaturile slide-urilor. Și pentru a-l șterge, dau click dreapta pe el și aleg Delete Slide. A fost șters. Acum salvez modificările aduse fișierului în un file, Save. Și închid aplicația PowerPoint, apăsând pe butonul Close din dreapta sus a ferestrei PowerPoint sau din meniul File, aleg Exit. Am rezolvat aplicația referitoare la PowerPoint. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!